6 ani și ori aici. Un copil de 6 ani. Câți ani și ori aici? 10. Era mult mai mic decât tine. Un copilaș, Sandu. Și i-a murit mama. A rămas cu tatăl, săraci fiind, foarte săraci. Tatăl muncea pentru a avea să mănânce după o zi pe alta. Și de multe ori copilul trebuia să rămână în casă, bucurându-se de micile plăceri ale vieții care le oferea o casă de oameni săraci. Într-o zi a mers cu tatăl să-l ajute la treabă. Și a privit o casă mare, copilul nostru, Sandu. A privit o casă cu iarbă, cu gazon, cu un leagăn în curte. Și i-a spus, tată, vreau să mă joc și eu aici, pe iarba asta frumoasă. Și tatăl a spus, nu se poate. De ce? Nu e a noastră, e a unui om. Și nu cred că ne lasă să ne jucăm acolo. Haide mai departe să mergem. Și copilul, tatăl și-a luat copilul și copilul mergea așa cu, tatăl făcea un pas, copilul 3, cu capul în spate după iarba verde de la vecini. Au ajuns seara acasă, se rugau. A doua zi tatăl a plecat din nou la muncă și a venit târziu obosit. Copilul i-a întrebat, când m-aș putea eu să mă joc în locul acela frumos? Și tatăl a început să deschide Scriptura și să povestească din Biblie. Spunându-i că va fi un moment dat, va fi un timp, când te vei putea juca și vei avea tot ce-ți dorești. Când? Și unde? Și cine îmi va da toate acestea? Undeva în ceruri există un rai pe care Domnul Hristos l-a pregătit pentru tine. Și cum e acolo? Păi așa, cu iarbă verde, cum ai văzut tu, frumos. Și poți să am și un ponei? Spunea copilul. Domnul Iisus îți va da și ponei. Ce vrei tu îți va da? Și te vei bucura. Copilul a dormit bucuros, că odată va primi și el. Și se va bucura. Tatăl a venit a doua zi, mai târziu de la muncă și foarte obosit. Și foarte bolnav. Copilul a început să-i maseze picioarele și din nou l-a întrebat, tată, când pot eu să mă bucur? Când e timpul ăsta? Mai e mult? Până să mă bucur de Raiul Dumnezeu. Nu mai e mult, fiule. Puțin. Dar numai tu trebuie să fii credincios. Adică cum să fii credincios? Adică să nu furi, să nu minți. Și a spus poruncile. Și să-L iubești pe Domnul Iisus, să-L primești în inima ta ca prieten al tău. A, și așa voi putea fi acolo cu Domnul Iisus, da, dacă tu iubești. Tatăl s-a îmbolnăvit grav și a murit. Și s-a rămas singur. Și parcă povestea e reală. Și parcă spunem, e prea dur pentru un copil, la 6 anișori. De ce dă Dumnezeu cruci atât de mari unor ființe atât de mici? Și a început Sandu să vândă ziare. S-a dus, a găsit niște prieteni și l-au băgat pe străzile orașului să vândă ziare. Și a început să vândă ziare numai cât să aibă să mănânce. Și într-o zi, Sandu al nostru găsește, vede o femeie într-o mașină și femeia îi scapă poșeta, jos. Poșeta s-a deschis un pic și vedea acolo bani. Ispita. Ah, cu banii ăștia aș trăi eu două luni fără să mai vând un ziar. Și a amintit de tatăl lui. A luat poșeta, a închis-o și a spus, fug după mașină și la primul stop îi dau poșeta. Și a fugit. Și la primul stop a început la ușă, doamnă, poșeta, dumneavoastră. Ah, mulțumesc. Femeia la poșeta i-a mulțumit și a plecat. Și a spus, vrei să i-a dat un bașiș? Și a plecat. Dar femeia a meditat. A trecut a doua zi, l-a văzut tot acolo. A treia zi, tot acolo copilul. Murdar, îmbrăcat sărăcăcios, vânzând ziare. Femeia n-avea niciun copil. Și a oprit. El nu avea 12 ziare în mână. Și a spus, vino cu apă, vreau să cumpăr. Da, mă rog. Dă-mi-le pe toate.
Oh, bucuros copilul, că a făcut vânzarea pe toată ziua. Nu vrei să mergi cu mine? Mașina este plinic, în oraș. Copilul a privit la mașină, a privit la el. Doamne, sunt murdar. Nu pot să mă urc cu dumneavoastră și pe deasupra mai am și un prieten. Un cățeluș. Cum să mă urc cu cățelușul în mașina dumneavoastră? Mulțumesc, dar nu cred că e posibil. Femeia a spus, urcă cu prieten cu tot. Și l-a plimbat prin tot orașul și a spus, care e viața ta? Unde-s părinții tăi? Mama, nu am. Tatăl meu a murit de curând. Și vânzi iară. Și dorm. Unde dormi tu? Am aici, între blocuri, mi-a făcut un adăpost din carton și stau aici cu prietenul meu. Și mașina a oprit în locul, în fața unei case cu iarbă. Și l-a dat jos, din o parte. Și el privea, ce e aici? Aici e raiul? Nu, aici e casa mea. Și avea și un ponei, doamna. Nu, aici era eu. Nu era eu, e casa mea. Și de acum, dacă tu vrei, va fi casa ta. De astăzi înainte, eu vreau să te adopt, să fii fiul meu. Dacă tu ești de acord și dacă tu vrei lucrul ăsta. Și Sandra a spus, da, vreau. E mai mult decât îmi imaginam. Mai mult decât îmi imaginam. Și a întrebat-o, Doamnă, de ce faceți lucrul acesta pentru mine, copilul? Doamna creștină fiind, i-a răspuns. Psalmul 34, versetul 5, 15 și 17. Cine vrea să citească aceste două versete? Psalmul 34, versetul 15 și versetul 17. La strigătele lor, când strigi de cei fără prihană, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. Când strigă cei... Este rugăciunea mea pentru noi toți. Ca ori de câte ori trecem prin necazuri, să ne amintim că Dumnezeu cântărește crucea și a mea și a dumneavoastră. Și nu dă nimănui mai mult decât putem duce. Mm.